Peste 850 de milioane de euro vor fi alocate anul viitor pentru atenuarea crizei provocate de războiul în Europa, inclusiv în țara noastră și Ucraina. Europarlamentarii discută pe larg bugetul Uniunii Europene pentru 2023. În același timp, Comisia Europeană propune plafonarea prețurilor la gaze. Colegul meu, Radu Osipov, a urmărit ce s-a întâmplat astăzi la Strasburg. Radu, bună seara! Se pare că a fost o zi plină în cea de-a doua capitală a Uniunii Europene? Elena, bună seara, într-adevăr, așa este. Ședința Parlamentului European continuă și la această oră. Bun găsit tuturor! Bugetul Uniunii Europene trebuie să fie un scut pentru democrație în toată Europa. Așa a justificat europarlamentarul român Nicolae Ștefănuță cele 853 de milioane de euro care sunt destinate atenuării crizei pe care a provocat-o Rusia. Cei mai mulți bani, peste jumătate de miliard de euro, sunt direcționați pe facturile la energie. Se pare că o parte din această sumă va ajunge și la Chișinău, pentru că Republica Moldova e afectată puternic de războiul de agresiune al Rusiei și al lui Vladimir Putin. Să vedem ce spune europarlamentarul Ștefănuță. Pe toate facturile la energie din iarna aceasta ar trebui să apară fața lui Vladimir Vladimirovich Putin, pentru că oamenii, toți europenii suferă și suferă din cauza lui. Dar noi nu putem doar să arătăm unde este vina. Trebuie să dăm răspunsuri clare oamenilor. Acest război are consecințe în Ucraina, dar și în Moldova și în toate țările Uniunii. De aceea a mărit bugetul acolo unde războiul a lăsat consecințe grave. Parlamentul European continuă dezbaterile. Seara târziu, eurodeputații vor discuta despre recunoașterea Rusiei drept stat care finanțează terorismul. Tot la Strasburg s-a întrunit în ședință Colegiul Comisiei Europene și au pus pe hârtie propunerea privind plafonarea prețului la gaze. Uniunea Europeană renunță la indicele de referință TTF care nu mai reflectă realitatea de pe piață și care poate fi ușor manipulată de către Rusia prin reducerea artificială a ofertei. Acest indice e folosit și la calcularea prețului de import al gazelor în Republica Moldova. O nouă valoare de referință va fi creată anul viitor, în luna martie, care va lua în calcul gazele lichefiate, pentru că TTF e despre gazele care ajung în Europa prin conductă. Până atunci, prețul va fi plafonat. Țările membre vor face achiziții în comun ca să nu concureze între ele la bursă. Această platformă e deschisă și pentru noi și pentru țările din Balcanii de Vest. La fel va fi reglementată piața europeană de energie electrică, pe care participăm deja și noi cu importuri din România. And therefore we are putting in place a mechanism to limit. Punem în aplicare un mecanism de limitare a prețurilor excesive la gaz în caz de necesitate. Aici poate vă amintiți de apelul pe care l-am făcut în martie. Propuneam atunci un astfel de mecanism de plafonare, dar în acel moment propunerea nu se maturizase încă. Nu am putut găsi majoritatea, dar am avut multe discuții despre asta în ultimele luni, așa că există o înțelegere sporită acum între statele membre. So there is an increased understanding now between the member states.